Cu ajutorul lui Eugen Pătru, oficialitățile locale au reușit să facă o casă a olarului în clădirea căminului cultural. În atelier este o adevărată expoziție cu de toate, de la roți destinate copiilor sau roți mai mari și tot felul de unelte. Proiectul s-a împotmolit însă din cauza lipsei cadrului legal care să permită funcționarea atelierului și remunerarea olarului. E imposibil ca din atâția copii care îi are Vlădeștiu și care nu au posibilități materiale să plece la școli în alte. Având și strămoșii care s-au ocupat de ceramică și au fost olari destul de buni, cred că câțiva dintre ei tot ar prinde gustul și ar învăța să lucreze ceramică. Elevii din localitate așteaptă ca atelierul să funcționeze zilnic pentru a putea învăța tainele olăritului. Am fost aici la olărit, mi-a plăcut, a fost niște domni care m-au ajutat să învăț, să prelucrez. Când m-au ajutat să prelucrez, făceam numai așa și m-au învățat frumos. Da, e frumos. Ai făcut vreodată? Nu. Mi-a plăcea, e frumos. Să învățe și o meserie. Da, de o meserie. Da, pe altceva nu are ce lucra. Uite că... Da, să aibă și o ocupație. Primarul este convins că va găsi o soluție legală și casa olarului va începe să funcționeze la capacitate maximă începând cu vara acestui an. Sperăm copiii să dorească să ajungă și ei artiști, să dorească să promoveze ceramica de Vlădești, ceramica albă, ceramica renumită a Vlădeștiului. Cred că primăria are un rol important. Primarul, dragostea primarului pentru frumos și pentru artă și pentru ceramică și pentru oameni. Ceramica de Vlădești este unică și renumită în întreaga țară, aceasta fiind denumită și ceramica albă sau dacică, cu mult diferită de cea de Horezu.